Seara bine m-a regăsit. Vă invit să vă imaginați uh, scenele familiare de la 11 septembrie. Scenele de poliție, de pompieri, uh, oameni sărind de pe acoperișul de celor două turnuri, lumea fugind îngrozită. Și în același timp, uh, imaginați-vă o scenă, din păcate, la fel de familiară, un grup de musulmani jubilând și strigând Allah Akbar la celălalt colț al lumii. Și bineînțeles că sunt acele explicații naive, că uite că e din cauza capitalismului și imperialismului, că din cauza sneuresc și așa mai departe, dar de fapt, adevărul este că sentimentul acesta de triumf e pur religios. Și această indiferență față de suferința umană și cruzime, de fapt, își are originea într-o religie a cărții, într-o carte. Chiar dacă este incorrect politic să spui acest lucru și spui că acea carte îi învață pe islamici iubire și pace și toleranță. Nu vă invit să vă altceva. imaginați altceva. Imaginați-vă scena aceasta amplificată de mii de ori și la scară planetară. Imaginați-vă cele șapte plăgi sau revenirea lui Isus. Și imaginați-vă pe dumneavoastră jubilând și bucurându-vă că Isus revine și fiind total indiferent față de toată această suferință din jur. Care este diferența între cele două? Între musulmanii care jubilează pe stradă și așteptătorii lui Isus care jubilează undeva pe vârful lui Munde că vine Isus și lumea toată se prăbușește în, într-o suferință de nedescris pe care îi lasă total indiferenți. Vă invit să ne imaginăm o altă scenă. Imaginați-vă uh, ISIS, uh, decapitări, omorâri cu pietre, mă toate atrocitățile făcute în numele religiei. Bineînțeles că iar este ideea că ISIS nu reprezintă islamul, dar știm cu toții că ISIS reprezintă islamul. În același timp, uh, imaginați-vă uh, cucerirea cananului, exodul, uh, perioada Vechiului Testament în care asemenea mă, celor sunt banalități. Și le, le, citiți și le citesc copiii noștri și le privim cu indiferență și nu ne mișcă cu nimic. Mai mult decât atât, suntem uimiți atunci când aflăm că o femeie din Turcia își duce copiii în Siria ca să fie educată de ISIS, ca să fie ocrotiți copiii de toate aceste primejdii și confuzii moderne. Și aceasta corespunde unei mame care își homeschool copiii, să duce într-o enclavă din asta uh, fundamentalistă, o școală din asta cum ar fi Heartland sau Weimar Institute sau uh, anumite high school-uri, ca să mă vorbesc de homeschooling, uh, de teamă ca să nu fie expuși la idei moderne. În același timp, voi ca să fie expuși la toate aceste idei și la toate această istorie. Ba chiar temându-se ca cineva. Să nu cumva să știrbească ceva din realitatea ei. Vorbim având despre un tsunami în, în sud-estul Asiei și ne rugăm pentru ei, dar nu ne miră foarte mult atunci când o creștină americană spune că s-a rugat ca Dumnezeu să-i trezească pe ateia sau când un teolog ca Samuel Bakiuchi spune că aia este foarte clar o lucrare a lui Dumnezeu, fiindcă așa lucrează Dumnezeu. Oricum, probabil că vom avea o milă și ne vom ruga și spunem că ne iubim lumea și vrem să-i salvăm și trimitem ajutoare când este o catastrofă, de la New Orleans sau în altă parte. Dar imaginați-vă potopul, toate animalele și toți oamenii înecați în mod nediferențiat. Și diferența între narațiunea potopului cum apare în Biblie și narațiunea potopului cum apare în alte culturi, la greci sau la babiloneni, constă în faptul că și la sumerieni și la greci supraviețuitorul când iese din corabie sau când scapă pe munte, oriunde ar fi, începe să plângă. Noi nu plânge pe cei care au murit. Noi mulțumim și Dumnezeu se bucură. Nu are nici ce mai mult sentiment. Filmul Noe, făcut de Aronski, explorează foarte bine acest sentiment sectant atunci când Noe este total indiferent față de soarta oamenilor și Han, din potrivă, își părăsește secta aceea fundamentalistă care e familia lui din cauza că simte ceva pentru oameni care au murit. E bine, întrebarea este, suntem cumva sociopați? Nu, fără îndoială că nu suntem. Dar ce este cu noi? Se pare că este o problemă psihologică. Zimă Freud, când a scris Moise și monoteismul, a lăsat lumea foarte nedumărită, pentru că era și psihanaliză, și critică textuală, și egiptologie, trei domenii, trei discipline, independente de una de alta, și uh, timp de 50 de ani cartea lui a fost ignorată. Abia după 11 septembrie cartea lui a început să fie citită din nou. Din nou. Pentru că Freud uh, propune o idee acolo că și evrei și musulmani și creștinii conservatori au o problemă psihologică în inconștientul lor. O problemă care vine din uh, un anumit uh, eveniment uitat care se uita și totul îl, au, îl păstrează subconștientul lor și care alterează radical atitudinea relațiilor cu lumea. Uh, această idee, Freud a dezvoltat într-un mod destul de speculativ, dar este reluată uh, în timpul nostru, mai ales după 11 septembrie, ce anume face ca o religie a cărții să devină, uh, să devină, intre în vrăjmăjie cu toți oamenii, cu toată lumea, cu toate valorile lumii și să, ca credincioșii ei să aibă reacții de sociopat, când este vorba de suferința lumii, uh, Răspunsul pentru a da acest răspuns aș vrea să vă sugerez o imagine. Nu știu dacă ați văzut filmul uh, uh, Forest Gump în care mama lui Forest Gump i-a pus uh, lui Forest Gump niște un exoschelet de metal la picioare, fiind convinsă că copilul ei, în mod greșit, că copilul ei nu poate merge fără acest exoschelet, și uh, la un moment dat, uh, forest Gamp uh, scapă de acest exoschelet. Scena în sine e simbolică pentru toată narațiunea filmului, dar nu vreau să insist asupra acestui aspect. Imaginați-vă un copil căruia mama lui, o mamă obsedată și speriată de lume, îl îmbracă de mic copil într-un exoschelet de cap până în picioare ca să-i protejeze, să nu cumva să-și rupă un os, să nu cumva să-și întindă un mușchi, să nu scântească un picior, convinsă fiind că e în fără acest exoschelet. Și copilul crește cu acest exoschelet și este convins că dacă îl scoate va muri. Uh, și uh, imaginați-vă că cineva vine și vrea să-i scoată acest exoschelet. Acest copil simte, se simte într-o permanentă primejdie, ca nu cumva să-i se ia exoscheletul, că ar fi în primejdie de moarte. Uh, nu este nevoie să argumentez că, de fapt, dacă i s-a scoat exoscheletul, încetul cu încetul, dacă uh, impactul n-ar fi prea, prea direct, încetul cu încetul. S -ar, oasele s-ar întări, mușchii s-ar întări, încheturile s-ar întări, copilul sau tinerul, chiar omatur fiind, poate chiar la bătrânețe, ar învăța să meargă fără exoschelet, s-ar elibera. Dar până atunci, într o fel are tată că s-ar putea să moară. În alt sens, va percepe toată lumea din afară ca fiind inimicul lui pentru că vrea să ia acest exoschelet și acest exoschelet este vital pentru el. E bine, de la această imagine vreau să trec la o frază pe care o cunoașteți foarte bine. Dumnezeu vrea să aibă un popor care ia Biblia și numai Biblia ca singura normă de credință și viețuire. Biblia și numai Biblia ca singura normă de credință și viețuire. Ideea unui canon închis, la care nu se va mai adăuga niciodată nimica, care, Înscris, doar înscris, fără niciun mijloc neverbal, strict uh, verbal. Verbal cuprinde tot ce este necesar să cunoști pentru a trăi, toate, care definește toate instituțiile necesare societății, orice adevăr științific, orice expresie artistică și, bineînțeles, orice adevăr teologic și religios și orice experiență religioasă, sunt cuprinse într-o carte limitată. Această carte îți dă sentimentul unei siguranțe, unei certitudini. Într-o lume în care sunt multe conflicte de idei, multe confuzii, multe valori și idei contradictorii, multe schimbări pe care nu le înțelegi. În același timp, trebuie să recunoaștem că o astfel de carte îți limitează creșterea și devine o frână în care a progresului. Aceasta este, de fapt, ideea unui canon închis. Ideea unui text închis la care nu se mai poate adăuga nimic, în care se găsesc toate normele pentru viață, pentru alimentație, pentru căsătorie, pentru instituții sociale și politice, pentru știință, pentru artă, bineînțeles pentru religie, pentru teologie, în care Dumnezeu este cuprins și Dumnezeu nu poate fi găsit în afara acestui text. Lucru interesant este, vorbind despre Biblie, că este foarte greu să găsești argumente biblice în, în favoarea acestei idei, mai ales din punctul de vedere al noului testament, vechiul testament, un evreu care contestă ideea trăirii după Tora. Tora nu are 10 porunci, așa ca întreagă, Tora are 6-13 porunci. Cineva care încearcă să trăiască pe cele 6-13 porunci ale Torei nu va reuși, este absurd. Și mulți evrei liberali arată absurditatea aceasta. Însă trebuie să recunosc că există argumente în Tora, în favoarea unei trăiri după literatorei. Însă, în Noul Testament nu se ține nicăieri de aceasta. Uh, nu numai că nu susține că trebuie să intru pe Tora, dar chiar contrazice ideea. Însă Noul Testament nu propune o nouă Tora, nu propune, de fapt, un nou canon închis textual. Uh, și voi discuta despre canonul Noului Testament data viitoare. Uh, de unde ne vine ideea? Uh, aș vrea să uh, înțelegem în această seară uh, nu atât de mult istoria canonului din lăuntru, ci uh, mai degrabă din afară. Ce elemente care nu au nicio legătură de fapt, nici cu teologia Bibliei, nici cu ideea unui Dumnezeu unic, ce elemente din afară, contingente, accidentare, dacă vreți, accidente istorice, duc la, au dus la formarea acestei idei a unui text închis, la care nu se poate adăuga nimic și care spune tot adevărul, tot ce este necesar să știi cu privire la viață, religie, știință, artă și așa mai departe. Uh, pentru că aceasta este ideea de bază care spune Biblia ca singura normă de credință și viață. Deci nu există nicio altă normă în afara Bibliei, nimic extracanonic. Uh, ideea, uh, mai întâi, ca să înțelegem originea ideii dinăuntru, nu din afară, vreau să ne întoarcem la exodul. Uh, Prima poruncă din decalog, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, să nu ai alți Dumnezeu afară de tine. Uh, 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 nu este o idee monoteistă, ci este o idee monolatristă. Ceea ce se interzice ca și în porunca a doua care interzice chipuri, interzice idoli, este închinarea la alți zei. Dar nici nu se spune că acest zei nu există. Ceea ce uh, face unic și va duce monolatrismul la monoteism, de fapt, uh, uh, ce face unic uh, acest, hai să zic, monoteism biblic, este faptul că numele lui Dumnezeu nu poate fi tradus în alte nume de Dumnezei. Nu poate fi reprezentat, nici nu poate fi tradus. Și uh, aceasta face ca Israel să devină o enclavă care nu poate avea legături cu alte neamuri, din cauza că aceste legături de obicei implică jurământul pe un anumit zeu și diverse, cum spuneam, în lumea cosmopolită a Antichității până în Antichitatea Târzie, relațiile diplomatice și toate relațiile între triburi și între națiuni și între state aveau la bază ideea că numele Lui Dumnezeu se poate traduce în alte limbe, că pe la urmă, panteonul fiecărui popor, se poate traduce în panteonul oricărui alt popor. Sunt de fapt aceia zei. Este unitate a lumii. Și ca atare, Israel nu poate să facă parte această familie. Însă mai există, să reamintesc, o altă noțiune foarte importantă, aceea de contrareligie. În sensul că religia lui Iahve se definește prin opoziție cu ceea ce sunt toate celelalte religii. Așa că Israel trebuie să practice ceea ce alții resping și trebuie să respingă ceea ce alții practică. Aceasta este baza unei diferențe care este esențială în monoteismul de origine mozaică. Indiferent dacă este Coran sau Cartea Angelului Mormon sau Ellen White sau Vechiul Testament, nu baga aici creștinismul și veți vedea de ce. Sau dacă este vorba de o, de o enclavă fundamentalistă evanghelică sau Martele Hova. Ideea este aceeași, o diferență fără compromis. Însă punctul esențial aici este un text care nu mai poate fi dezvoltat, care este încheiat și care cuprinde totul. Și Dumnezeu în mod exclusiv se descoperă în acest text. Dumnezeu nu poate să fie cunoscut și descoperit acest, afară acestui text. Imagini, viziuni, profesii, profetul care întreptează vrea lui Dumnezeu dispar. Totul este acest text, care și nu mai, nu mai există profetul care interprează voința divină o viziune sau un vis, ci este exegetul care interpretează Biblia. Această idee ide apare în modul cel mai stringent în Coran, de fapt, nu în Vechiul Testament. Însă, ideea a apărut prima oară în iudaism. Și aș vrea în această seară să înțelegem de ce a apărut această idee pentru că înțelegând cauzele care au dus iudaismul la această, uh, să devină o enclavă biblică, uh, vedem că aceste cauze în societatea modernă a transformat și anumite secte creștine între care suntem și noi în enclave encla canonice, în enclave biblice. Uh, și uh, pe lângă faptul că uh, orice religie care este în afara acestui canon este falsă, de aici atragem o altă idee că orice adevăr științific sau filozofic, sau orice exprimare artistică, sau orice instituție social-politică, care este în afara acestui canon, este falsă. Și e, Biblia este singurul criteriu al adevărului. Iar toate celelalte recunoaște că accidental poți să aibă dreptate, dar nu poți avea încredere nici în știință, nici în rațiune, nici în... în, în deliberările unui parlament sau unui senat. Nu poți avea încredere în nimica decât în Biblie și în ultima instanță trebuie să fie la Biblie. Această idee ni se pare de la sine înțelegi, și ni se pare că e normal să fie așa. Dar ar fi foarte interesant că nici măcar Biblia nu susține ideea aceasta. Sau cel puțin din punct de vedere al Noului Testament. În creștinism. Asta Apare clar în Coran, apare în Cartea Angelului Mormon, apare în, dacă vreți, Ellen White însă și în totalitatea ei, Uh, uh, implică o, o, un sistem, o regulă de viață exhaustivă și de gândire și de știință și arte și așa mai departe. Dar cert este că, uh, din punct de vedere nou testamentar e foarte greu să faci din Biblie așa ceva, chiar dacă este legiu din, din punct de vedere, vedere al iudaismului. Cum s-a ajuns acolo? Uh, vreau să urmărim acest proces în cinci pași. Primul pas este Domnia lui Iosia. Deci vorbim aici un accident istoric, nu despre o necesitate. Ni se spune în cartea cronicilor că în timpul lui Iosia, marele preot a găsit cartea legii la templu. Cartea legii lui Moise care fusese uitată. Acum se pare că ceea ce s-a întâmplat atunci a fost elaborarea unui canon care are, implică o anumită revoluție. O revoluție Politică, o revoluție subversivă, de fapt, antimonarhică. Și eu spun acest lucru, pentru că evenimentul acesta se întâmplă în același timp în mai multe părți ale lumii. Se întâmplă la greci și mai ales se întâmplă la romani. Și este vorba de o revoluție. În principiu, Iaspers a pus în circulație termenul de revoluție axiologică. O, o anumită perioadă când lumea se uită dincolo de instituții și de regi, și chiar de religia pe care o are la o idee de dreptate veșnică și adevăr etern în funcție de care încearcă să-și definească pra legile și gândirea. Asta se numește, Iasper să Revoluția Axiologică. Termenul este acceptat, aproape universal și nu vreau să-l contrazic. Dar cert este că Uh, există ceva specific la iudei există ceva comun la iudei și la alte popoare la, uh, dar și ceva specific uh, deci uh, putem identifica cu confucianismul din China cu filozofia greacă și cu dreptul roman uh, numitorul comun este neîncrederea în rege în sensul că dacă ne întoarcem în Israel profeții încă din secolul VIII atacă monarhia și instituțiile ca fiind imorale, adică pentru corupție. Lucrul acesta, repet, nu este unic în Israel. Uh, regele era văzut ca o interfață a dreptății. Și aș vrea să fac o uh, comparație ca să înțelegem uh, ce înseamnă asta. Vreau să iau ca exemplu codul Hammurabi. Codul Hammurabi este considerat de mulți teologi liberali ca fiind originea deute deuteronomului, codului deuteronomic. Și este greșită ideea. De ce este greșită? Codul Haramurabi este codul unui rege. Codul de leș pe care un rege îl dă pentru supușii săi. Dar ideea nu este că acest cod are valoare atemporală și veșnică. Există foarte multă literatură uh, legală, juridică, în Egipt și în Mesopotamia, în timpul acesta. Mult mai multe decât în Iudeea, cu siguranță. Această literatură are ca scop să ofere modele și inspirație regelui regele fiind o interfață a dreptății veșnice. În sensul că instituția monarhiei implica faptul că legile trebuie să dea legi care să fie drepte. Și atunci când un lege babilonian sau, sau egiptian, sau chinez sau grec dădea, o lege, dădea un set de legi, el se consulta cu înțelepții săi, dacă țineți minte, în cartea Esterei, să se consultă cu înțelepții săi, înainte ca să dea o lege sau în Cartea Esterei întreabă pe nu tot Cartea Esterei, bineînțeles, sau când e vorba de Mardoheu, întreabă pe pe Haman ce să se facă unui om pe care vrea să-l regele. Înainte de asta, el cere cronicile ca să vadă ce a mai fost în trecut. Deci există o, o, o sursă bogată de informații în bibliotecile regale care îl inspire pe, lege, pe rege ce fel de decrete și hotărâri să dea. Dar regele este izvor de drept, regele de legi. Uh, un rege Babilon nu implementează codul lui Hammurabi. Și uh, uh, din cauza aceasta, uh, atât în Egipt cât și în Babilon, uh, istoria este lista regilor. Și numărătoarea începe de la fiecare rege. În anul 30 al regelui Cutare, în anul al 7-lea al regelui Cutare, în anul întâi a regelui Cutare. Deci, fiecare, în fiecare rege, numătoarea lor se ia de, de, la început. Și dacă pe ei nu-i nu interesa timpul adânc. Interesant că în Biblie, și vom vedea de ce, nu apare lista regilor, ci lista patriarhilor. Și după aceea apare lista regilor în, în Părașii, în cronici. Această, această listă a patriarhilor are alt caracter și al, regilor are alt caracter decât la de și la Babilonien. Și vom vedea, o să vedem mai târziu, care este diferența. Însă se întâmplă ceva în lumea antică în această perioadă. Oamenii nu mai au încredere în regi. În Roma uh, este abolită monarhia. Și în Grecia, uh, sunt legile lui Solon și legile ligurgice care implică o fel de monarhie constituțională în Sparta. Ideea este că regele, dacă acolo unde este încă rege, uh, nu e vorba de Atena sau de Roma aici, dar acolo unde este rege, regele nu mai e de legi ci rolul lui este să implementeze legea și legitimitatea regelui. Constă, în, în, este bazată pe lege. Dacă legile nu implementează legea, el nu mai are nicio legitimitate. În China, de exemplu, în China confucianistă, și-a primit mandatul din cer. Da? Este aproape paralel cu Israelul aici. Așa să ne întoarcem la Israel. Ce caracterizează Revoluția Deuteronomică? Sunt trei aspecte. Mai întâi, uh, Legea este deasupra Regelui. Și rolul Regelui este să aplice legea lui Moise. Această lege este atemporală, a fost descoperită de Dumnezeu. De fapt, este de la creațiune. Mi se spune mai departe. Tora este dinainte de creațiune, chiar este o lege veșnică. Și rolul Regelui este să se implementeze, să aplice această lege. 2. Dumnezeu nu se mai descoperă în fiecare rege. Pentru că regele, sau dacă vreți, regele cu profeții lui, regele cu rim și tumim, regele care are vise, regele care are preoți, care întreabă pe Domnul pentru el, sau pe rim și tumim și așa mai departe, acest rege este un mediu prin care Dumnezeu își descoperă dreptatea. Dar dreptatea lui Dumnezeu, din punct de vedere istoriei, s-a descoperit la exod, la ieșirea poporului din Egipt. Atunci Dumnezeu a dat legii lui Moise. Și Lumea trăiește cu, în referință cu un trecut, cu un trecut ideal, un trecut perfect, care este Exodul. Mai sunt câteva trecuturi monumentale, cum ar fi Domnia lui David, dar acestea sunt, sunt standard, sunt sistem de referință. Și Dumnezeu se descoperă în mod desăvârșit într-un trecut. Există o Revelație perfectă a lui Dumnezeu într-un trecut. Există o Revelație la Avram, există o Revelație în Exod. Uh, există dacă vreți la Adam sau la Noe și există la David, dar cert este că uh, poporul trebuie să privească în trecut. Și din cauza aceasta dispar listele de regi, așa cum sunt în Egipt sau în Babilonia. Patriarhii, uh, lista patriarhilor, nu este definită prin ce a făcut patriarhul respectiv, ci prin ce a făcut Dumnezeu în perioada lui. La fel, regii sunt definiți doar dacă el a făcut ce este bine sau a făcut ce este rău înaintea Domnului. În relație cu cum s-a relaționat legea divină, la legea lui Moise? El nu mai este un izvor de lege. În al treilea rând, Israel este într-un legământ cu Jehova așa cum un vasal este într-un legământ cu un împărat superior. Și asta implică le ruperea legământului cu Asiria. Asta știm că încearcă să facă ezechia și uh, 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 asirienii înconjoară cetatea și uh, uh, asediul este bineînțeles, întreb de un înger. Acum, izvoarele asirene spun ceva diferit de ce spune Biblia în privința asta. Ne spun că Ezechia a dat regiului asirian nu numai tot ce avea în templu și în casă lui, dar și avea și soțiile, și fetele, și concubinele, și sclavele, tot haremul, a dat tot ce avea ca regele să lase în pace. Însă, în anul 622, Asiria cade. Și în acest gol de putere, dintr-o dată, Iuda își poate renoi legământul cu Jehova, să face un legământ cu Jehova în termenii unui vasal față de seniorul său, față de suveranul său. Termenii din Deuteronom seamănă foarte mult cu un, un tratat de vasalitate din perioada respectivă. Așa că Iuda nu mai are voie să facă alianță cu niciun popor, nici cu Asiria, nici cu Egiptul, cu niciun popor, numai cu Jehova. Orice, e ceea ce este un rock state, cum este lucrarea de nor să zic, în sensul că este, este total din orice conjunctură internațională. Însă, lucrul care mai este important în, a, în această dare a legii sau descoperirea legii, bineînțeles că referindu-se la exodul ca moment a Revelației, trebuie să fie legea care vine de la Moise. Înțelegem acest lucru și este rescrisă toată istoria lui Israel în termeni de Adică toată istoria lui Israel este descrisă în termeni legământului. Când Israel calcă legământul, este pedepsit. Când ține legământul, prosperează. Și ceea ce caracterizează această revoluție este de asemenea o centralizare a închinării la Ierusalim și niște prerogative exclusive ale preoției levitice. Iosia nu numai că dărâmă altarele de pe dar omoară, cu, fără niciun pic de milă, pe toți preoții, pe toți cei care se închinau pe De fapt, este foarte interesant că reforma lui Iosia, dacă e vorba, este în primul rând o reformă ceremonială. Nu, nu, nu se de mult de dreptate socială, cum cereau profeții, când mai ales de aspectul ceremonial. Și așa, în sens, este legat și de faptul că Israelul nu mai era o monarhie, nu mai avea un centru de închinare și este momentul centralizării închinării la Ierusalim. Acesta este un prim car pas în stabilirea canonului. Dar acest canon legal are un caracter strict uh, legislativ, social-politic. Are și un caracter religios, este drept. Însă, nu canonizează orice aspect al vieții și al credinței, ci canonul se referă la cum să fie închinarea, unde să fie închinarea mai în primul rând, ritualul de închinare, uh, relația regelui cu legea, și relația lui Iuda cu alte popoare și cu Jehova. Pasul al doilea este robia babiloniană care începe 517. Elita din Iuda este dusă în robia babiloniană. Nu tot poporul este dus în robie, elita din Iuda. Și pentru prima oară apare o problemă în Iuda, anume problema păstrării identității. În general, tradițiile nu sunt canonizate, pentru că tradiția se învață prin imitație, și oricum intră în subconștient. Atunci când o tradiție este canonizată, se face asta într-un anumit context în care identitatea acelui grup este amenințată. Și atunci trebuie să fie canonizat foarte clar ce aparține acelui grup ca tradiție și ce nu aparține. Așa se face că anumite aspecte care nu țin de, 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 nici de închinare, nici de sistemul de legi, ci de stilul de viață, sunt strict uh, formalizate și canonizate cum ar fi, cum se sforță barba, circumcizia, păzirea sabatului, aspecte care par neutre din punct de vedere etic sau chiar teologic, dar sunt foarte importante că ele semnalează dacă cineva este sau nu membru al acelui grup. De exemplu, în timpul nostru, o femeie care poartă un hijab sau o burca, semnează clar că ea este membru membra unui anumit grup și o femeie din aceeași credință care nu poartă hijab sau burcă sau măcar și hijab se înarează clar că, într-un anumit sens, ea nu este foarte loială, acelui, grup, așa că nu poți să de plină încredere în, în, în ea. În Biserica Adventistă, de exemplu, ai mai multă încredere în cineva care ține anumite taburi culturale decât în cineva care este etic. Da? Omul poate să-și mai înșele soția și când poate să mai bage mâna în banii altuia, poate să fie în vitocane, cioplit, poate să facă multe boacăne. Dar este important să păstreze anumite distinții care ne identifică ca grup între alții. Și atunci dovedește că este loial față de grupul nostru. Deci asta se numește canonizarea tradiției. Ca să fac o aplicație, de exemplu, în epoca victoriană, care anumite tradiții au început să se schimbe în America. Elenoid canonizează anumite tradiții. Exista tradiția în America puritană, că nu se purta verighetă, nu se purtau bijuterii, nu se machiau femeile, se îmbrăcau în alt în negru, gri și așa mai departe. Mă rog, atitudinea sa puritană. Încetul cu încetul aceste tradiții s-au schimbat. Și la ora actuală, în lumea evanghelică americană, se poartă și bijuterii, se dansează, sunt mult mai puțin restricții culturale decât la adventiști. Cu excepția anumitor enclave biblice despre care voi vorbi. Uh, motivul pentru care le au păstrat uh, este acela că uh, ele au canonizat scrierile N.E. White, la fel ca și reforma sanitară. Reforma sanitară, ca și reforma îmbrăcăminte, a fost un curent major <coughs> pe la 1860-1850-1860. Da, uh, Elena White n-a adus nicio inovație aici, dar a canonizat aceste norme. Și e interesant că, între, între timp, știința sănătății a avansat foarte mult și fără îndoială că ă, această reformă s -a, pere, a avut meritul ei. Dar la data aceasta este depășită, din punct de vedere științific și ca valoare practică. Însă este, a devenit parte din canon. Și fiind parte din canon, valoarea este mai mult să ne identifice, să ne desubească de alții, decât să ne ajute cu adevărat la sănătate. Așa deci, în Babilon, are loc o canonizare a tradiției, care este un pas înainte. Și canonul devine, uh, canonul se ocupe de fiecare aspect al vieții. Cum să te îmbraci, cum să te tuns, să nu fie bunie în laptele mamei, să fii circumcis, de câte ori pe zi te rogi, de câte ori pe zi să te speli, pe mâini de a pune mâna pe și așa mai departe. Deci toate acestea legi uh, care nu sunt cu caracter juridic, ci se aplică la elemente care par foarte triviale de viața de fiecare zi, devin canonice. Al treia pas este Ezra. Imperiul Persan a practicat un nou mod de administrație. Anume, Imperiul Persan a desfințat toți regii locali. A centralizat, din punct de vedere, conducerea. În același timp, Imperiul Persan a fost foarte multicultural și foarte prodiversitate, Așa că a vrut ca fiecare satrapie să se conducă după legile ei proprii care să fie incluse în codul de legi al uh, Imperiului. Uh, și ca tare, uh, regii perși au cerut înțelepților și scribilor din Egipt, de exemplu, sau din alte părți, să uh, investigeze tradițiile uh, uh, propriilor culturi ca să elaboreze coduri de legi după care să conducă satrapia respective. Asta n-a fost unic în Iudea. Însă în Iudeea acest rol revine lui Ezra. Întors în Iudeea, Ezra are o problemă. Iudeii veniți din exilul babilonian, deja progresaseră foarte mult. Ei aveau un canon care se ocupa nu numai de aspectele politice, care acum nu mai erau atât de importante, ca înainte că nu mai exista un rege. Era clar că împăratul Persiei susținea ideea ca Iudeea să fie condusă după canonul deuteronomic, nu era nicio problemă în privința aceasta. Împăratul vrea să ne existe un rege și acest canon tot mai bine că ținea locul unui rege, fiindcă un rege este cel care are autoritățile de alegi. Așa că împăratul vrea aceasta. Însă Ezra da, când se întoarce? Are de-a face cu două comunități? Comunitatea vine din exil, care are codul deuteronomic și are uh, are acea canonizare a tradițiilor iudaice care au fost rafinate și canonizate și prelucrate în exil. Însă populația din Judea Iudea și din Israel, din Palestina, nu are un astfel de canon și mai mult s-a și amestecat cu alte populații. Așa că Ezra are o foarte străcine, o foarte dificilă. Anume, el trebuie să unească canonul deuteronomic cu alte tradiții Religioase, teologice, culturale, istorice, alte tradi tradiții de viață din Israel, și să facă o selecție și să purifice, să facă o sinteză. Ezra este numit un scrib și un împărat al Dumnezeului cerurilor, de către Împăratul Persiei, și există un consens că documentele persane, incluse în Ezra și în Emia, sunt autentice. Așa că se pare că, însă sper și recunosc în Ezra, un scrib care are autoritate să stabilească ce este canonic, să facă un canon. Și Ezra face un canon, în, sau Ezra extinde canonul, incorporând toate acele documente care numim iachviste și elohimiste într-un într singur corp, într-un singur codex. Ezra poruncește desfacerea căsătorilor multirasiale sau multietnice, este un purist. Ezra impune legile în Deuteronom, e vorba despre împrumutarea fraților și dobânzile luate, deci e de, de, vorba de exploatarea fratelui evreu și Ezra ales smulge barba și bate, deci mă rog, să așa cum se procedează în timpul lui, dar e foarte clar că Ezra impune însă Ezra mai face ceva. În general, aceste coduri de legi, în Egipt mai ales, sau în Persia, cum a fost cu zoroastrismul, erau ținute la templu. Erau state de scripi și de preoți. Și aceștia uh, avizau guvernatorul sau satrapul cu privire la, sau chiar pe împlatul Persiei, cu privire la legile locale. Însă ceea ce face Ezra este revoluționar, este o revoluție. Și este o revoluție în sensul cel mai pozitiv și mai progresist al cuvântului. Anume, Ezra începe să învețe poporul. La poarta apei, Ne se spune, se aduna poporul, Ezra nu numai că citea legea, ci o explica. Deci este prima oară când apare o exegeză a textului canonic și uh, scribul devine filolog. Uh, Asta implică, bineînțeles, ca textul să fie bine înțeles după anumite reguli, implică o gramatică, o sintaxă, atunci când implică păstrarea textului așa cum este. Și asta necesită anumită știință a textului, ca și exegeza biblică. Evrei au dezvoltat această, această, știință și părinții bisericii au învățat să facă exergeza biblică de la ei. Creștinii umaniști ca Erasmus din Rotterdam au dus mai departe această știință și la data aceasta noi putem spune că Ezra, este, de fapt, părintele tuturor filologilor și al Că De la el începe, de fapt, această exegeză, această știință a textului, la fel cum, probabil că de la el începe și ideea de a impune anumite canoane limbii, o gramatică, o sintaxă, reguli exacte. Probabil că introduce și punctația el, pentru ca canonul să nu fie alterat. Deci aici este un pas înainte în formarea canonului și Ezra are cu siguranță un rol pozitiv, mai ales că introduce exegeza biblică și canonul de vine al comunității. Să intrăm în faza următoare în care, în perioada elenistă, anume templul Enclavă. și uh, templul Arsulămâna a fost singura enclavă. Uh, Templele din Egipt au tot enclave. Și aceste enclave erau enclave biblioteci. În sensul că erau enclave uh, vis a -vis de cultura elenistă, care era foarte sincretică. Și care era foarte uh, foarte uh, intrusivă. Uh, aceste temple încercau să pătreze nealterat o religie veche. Și parte din această religie erau textele. Textele care fie că erau scrise pe pereți, fie că erau scrise cuprinse în surul de papirul sau de pergam. Aceste biblioteci sunt însă opusul bibliotecilor universale, cum este Biblioteca de Alexandria, din Atena sau din Pergamon. Aceste biblioteci sunt biblioteci eleniste, care reflectă imperiu și care vor să aibă toate textele din imperiu adunate într-un singur loc. Uh, bibliotecile acestea e în clave, cu prin nume acele texte care susțin religia respectivă. Și uh, preoții sunt împărțiți în grupe și preoții sunt la etaje diferite. Și fiecare etaj învață pe din afară alte cărți, pentru ca tot canonul să fie Uh, templul din Iudea nu este diferit de alte temple în această perioadă. Uh, templul din Iudea este împărțit în trei. Este interiorul, este curtea uh, templului și curtea din afară. Și, tora, și uh, canonul vechiului de să împărțit în trei. Este Tora, care se treabă marelui preot, pentru că el trebuie să explice Tora. Apoi uh, și este și a care fac serviciul în interior. Apoi sunt profeții, care s -s sunt domeniul preoților care fac serviciu în curte. Și în sfârșit este literatura seculară, care cuprind clasicii literaturii ebraice. Și această literatură nu este religioasă, este seculară. Cântarea cântărilor, rute, stera, nu sunt neapărat religioase. Proverbele, Eclesiastul, Iona, Iov. În primul rând, acestea sunt lucrări literar-filozofice, cu anumite nuanțe teologice. Acestea corespund curții din afară. Este ceea ce trebuie să citească poporul, da? E ceea ce Eminescu sau Alexandrei sau Coșbuc pentru români sunt acestea pentru ei, ca să păstreze identitatea națională, mai ales în, în diaspora. Și această templu-enclavă. E foarte interesant că în iudaism această templu-enclavă nu rămâne închis în templu. Ce înclavă aceasta este transportată în afară. În sensul că în fiecare sinagogă sunt aceste cărți și sunt citite. Și cită legea, sunt și profeții, sunt cărțile bune de citit, cătuvim Și <coughs> practic și asta se întâmplă și în diaspora. Așa că tot serviciul de templu, în timp ce în templu egiptean, să zic, sau, sau zoroastrean, sau orice alt templu, dacă vreți, nu sunt numai texte, ci sunt și imagini și anumite ritualuri prin care se dezvoltă, dezvoltă divinitate sau chiar viziuni și așa mai departe, tot serviciul templului practic este transformat în text. În sensul că enclava text, templului redusă la text poate fi în, să se afle în fiecare, în fiecare sinagogă. fapt, Dumnezeu să descoperă exclusiv în verbal, în tora și în profeți și chiar în literatura ebraică. Mai mult decât atât, dispare profetul, dispare vizionarul care voi voința lui Dumnezeu. Și locul este luat de scrip, de cărturar, de fariseu, care interpretează textul biblic și în eudaism apar diferite școli care au diferite enclave, au diferite cărți, nu este un canon unic în sensul că există, de exemplu, literatura apocaliptică, apocalipsa lui Enoch sau Apocalipsa animalelor, care chipurile vine de la Avram și toate acestea sunt studiate de anumite școli, de anumite biblioteci, de exemplu, Enclava de la Qumran este foarte reprezentativă, nu numai care cărțile Vechiului Testament, dar are și alte suluri, are și alte cărți, manualele comunității, uh, anumite narațiuni, care pentru ei erau canonice. Aceste texte defineau viața enclavei respective și crezul enclavei respective. Dar templul ca apare, apare el însuși ca o enclavă și fiecare că apare, apare ca o enclavă. În lumea elenistă are simțământul enclavei, dar acest simțământ este hipertrofiat după căderea templului de la când tot timpul merge în exil și templul e dărâmat. Și singurul loc în care se descoperă Dumnezeu este Tora. Și se de înclavă a cărții uh, se hipertrofiază. Dar este ceva aici deosebit. De exemplu, așa cum am spus, Dumnezeu se descoperă numai în, 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 în verbul scripturii. Și este... Uh, interzis să-l imaginezi pe Dumnezeu, să-l reprezinți. Dar e interesant că nu este interzis să folosești imagini verbale când e vorba despre Dumnezeu. Deci Dumnezeu este reprezentat foarte grafic, foarte imaginativ, dar verbal. Totul este verbal. În acest context, orice manifestare religioasă care apare în afara torei este falsă. La lege și la mărturie, da? Dacă vine cineva că cheamă morții, că vede spirite, că l-a văzut pe Apollo, la lege și la mărturie. Bun, totul e fals. Dacă vine cineva care are o profeție de la Jehova, că a văzut un în înger, nu, la lege și la mărturie. Acesta și motivul pentru care creștinismul e respins. Și chiar eu am botezătorul e respins. Pentru că uh, nu vine cu o interpretare a Torei, ci vine cu o viziune nouă despre Dumnezeu. Și ideea aceasta că adevărul religios se definește doar prin, prin uh, Canon are, un, are o consecință, se dezvoltă în mod radical, într-o altă direcție. Că orice adevăr este definit prin canon. Canonul este adevărul exclusiv. Tot ce e în afara canonului nu este adevăr, este fals. Nu este o certitudine. Singurul, singurul criteriu al adevărului este canonul. Nu numai că este singurul, singura regulă de viață și singura normă religioasă și singurul adevăr teologic, singura descoperire a lui Dumnezeu. În acest sens, canonul ia locul templului. Dumnezeu se descoperă în el. Și canonul este sacru, este sfânt. Omul are simțăminte religioase față nu se închine la canonul. Dar canonul definește orice adevăr. Un exemplu, exemplu clasic este cifra Pi. Pe la anul 500 și ceva, rabinii încă susțineau că valoarea lui p este 3 pentru că astea sunt proporțiile băiei de aramea lui Solomon, 10 pe 30. Spune, că, spune Talmudul, tot ce este de 30 de palme în circunferință, este de 10 palme în diametru, scurt. Valorul pi este 3. De ce? Pentru că nu poți avea încredere nici în matematică, nici în geometrie, nici în știință, nici în filozofie, nici în rațiune, nici în fapte, nici în ceea ce vezi, că poate fi o amăgire doar templele păgâne sunt pline de tot felul de apariții, nu? Nu poți avea încredere în nimic decât în ceea ce este în canon. Aici mă pare o altă idee. Însăși uh, scrierile literare, literatura clasică iudaică, deci literatura care nu este prin natura ei normativă sau teologică, devine canonică. În sensul că orice altă expresie artistică sau literară este exclusă, doar aceasta este citită. Deci Biblia este și teatru, Biblia este și literatură, Biblia este și poezie erotică, dacă vreți, cântarea cântărilor, Biblia este uh, și dramă, este și comedie, Iona, dacă vreți, uh, Biblia este normă de viață, Biblia este teologie, Biblia este știință, Biblia este istorie, Biblia este geografie, Biblia este știință politică și sociologie, Biblia este totul. În uh, afară, de fapt, Biblia este toată lumea. În contextul acesta apare o, o, o dihotomie: Lumea și enclava biblică. Și enclava biblică este un refugiu de lume. Psalmul 119 spune undeva Sunt străini și călători în lume, nu lua poruncile tale de la mine. Observați, evreu este exilat, este străin, este un peregrin și el este acasă doar în Tora, doar când studiază poruncile. Poruncile sunt o casă, sunt patrie portabilă pentru el, ca să zic așa. Tora este, nu mai este poporul care merge în Egipt spre Canaan sau poporul care a intrat în Israel. Până când va veni Mesia, țara este Tora. Acolo se refugiază evreu oriunde s-ar afla. Acest, acest sentiment de enclavă biblică, de enclavă canonică, este la evrei, nu este la creștini și data viitoare vă vi vorbi despre canonul creștin și voi spune de ce. Însă, cert este că evreu este privit oarecum cu dispreț, cu condescendență, este văzut ca un tip ciudat, cu toate apucăturile lui, este un tip speriat, timid și așa mai departe. Însă, în, apare în secolul VII, era creștină, un alt canon care este Coranul. Și acest Coran este universal, nu este doar unui etnii. Însă merge exact pe ideea unei cărți închise, în care... Uh, cuvântul scris exprime adevărul absolut. Este dictat chiar de Dumnezeu, la care nu poți adăuga și nu poți scade nimic. Și care este uh, o regulă universală. Este filozofie, este știință, este normă de viață, este știință politică, este instituție socială, este teologie, este manual de război, este totul. Uh, Interesantă uh, faimoasă remarcă remarca Omar, când a dat foc bibliotecii din Alexandria, dacă scrie în Coran, nu ne interesează. Dacă nu scrie în Coran, este rea și nu avem nevoie de ea. Și ca tare dați foc. Ideea, iarăși, această, aceeași idee a avut-o califul de Cordoba împotriva lui Averos și Avicena și a renașterii arabe. Când califatul a pus capăt, așa ere de aur a islamului, așa se renașterii arabe. Așa zice zic, că Uh, e de discutat ideea de era de, de, de a islamului. Dar cert este că islamul și-a spus cuvântul și a interzis continuarea acestor investigații științifice sau texturilor antichității uh, pentru că nu avem nevoie decât de Coran. Uh, în principiu, așa cum am spus, creștinismul nu vine cu un astfel de canon închis. Și asta voi demonstrat data viitoare. Dar vreau să subliniez, deci, această istorie Uh, aceste impulsuri exterioare uh, lui Israel și lui Iuda și religiei uh, monoteiste, în uh, esență, care duc la uh, formarea uh, canonului, canonul ca text închis, la care nu mai dau și nimic. Uh, aceleași tendințe lucrează în mod foarte interesant în istoria creștinismului. Și o să mă opresc asupra unui singur aspect, anume. America secolului XIX. America secolului XIX are loc o trecere de la o țară agrară, de fermieri, de plantații, e, oarecum idilică, cu niște idealuri puritane. E, cert că, e, că această America iubește Biblia și este inspirată de Biblie, dar nu este închisă în Biblie. În sensul că în formarea de instituții sociale, de educație, de universități, este America totuși, din punct de vedere cultural și politic și um, poate celelalte domenii și științific, această America totuși merge înainte, este deschisă. Chiar dacă are o bază biblică și o bază în iluminism pe care îl consideră, mă rog, iluminismul englez, este creștin în ultima instanță ca și cel german, este creștin secular, secular. este deschisă spre viitor, spre secol, spre lume. Secular înseamnă lume. Nu există acest antisecularism radical. Dar ce e interesant, apare ceva în secolul XIX. Lumea aceasta se prăbușește. Și apar simțăminte diferite. Mai întâi apare simțământul apocaliptic. Și apocalipsa ne spune că lumea aceasta se va prăbuși, lumea este condamnată. Și implicit, cei care vor fi salvați trebuie să se revugieze într-un canon. Ideea aceasta este foarte clară la Mormon, de exemplu, cartea Angeliului Mormon, în care uh, mormonii trăiesc și se organizează după un canon închis, uh, care apoi îl modifică pe baza faptului că președinții lor sunt profeți și, mă rog, au revelații ulterioare și așa mai departe. trește, este vorba de un răspuns la presiunea din afară. Uh, Adnice de ziua șapte, iarăși, au o profeteasă și această profetează creează, de fapt, un canon care cuprinde orice aspect al vieții care definește un adventist. Ideea este că trăim numai după Biblie, dar Biblia este interpretată. Cert este însă că în secolul 20 este fundamentalismul, apare fundamentalismul. Și ce se întâmplă este faptul că creștinul conservator protestant și catolic, da, mai ales protestant, protestant vorbim aici, nu se mai simte la casă în America. Este Babilon simte că i-a fost luată țara. Și aici apare exact ideea exilului babilonian. Apare ideea enclavei biblice în lumea elenistă. Lumea elenistă fiind confundată cu lumea seculară de data aceasta. Deci exilul babilonian înseamnă o religie care, mă rog, este apostaziată, dar exilul în lumea elenistă înseamnă exilul în lumea seculară, în lumea științei și filozofiei. Și apare fundamentalismul american, care, Interesant că are ca idee de bază, în primul rând, ineranța biblică. Adevărul este exprimat în literă și numai în literă. Și litera este suficientă. Canonul este închis, este un text, este verbal. Și inspirația este verbală. Ideea fundamentală a nu este inspirație verbală. Și numai inspirație verbală, dar inspirație verbală închisă care s-a încheiat, pe care o poți interpreta de acum înainte. Și sunt formate câteva principii de interpretare care definesc enclavele, enclava biblică a fundamentalismului, care fuge de lume. Ce interesant, de exemplu, și boletul acestui fundamental sunt primele 11 capitole din Geneza. Cine interpretează cele 11 capitole, primele 11 capitole din Geneza literal e cu noi. Cine le interpretează alegoric sau cine nu le ia literal, cine nu crede că lumea are doar 6.000 de ani sau universul are doar 6.000 de ani, cine nu crede că Adam s-a jucat cu dinozaurii prin Eden, nu este cu noi. Este elenist, este din lume. Noi suntem canonul. Noi suntem enclava canonică, enclava biblică. Și uh, interesant că toate forțele care au lucrat în canonul evreu lucrează acum. De exemplu, în contextul multicultural, are, pare clar nevoia canonizării culturii și tradiției. Uh, vorbesc de Amazing Facts, de uh, It is Written, de Heartland, uh, de. Uh, Educate truth și așa mai departe și de multe altele. Acestea enclave, ceva ca aceste enclave, definesc cultural omul care pe adevăr. În conformitate cu un canon închis, care este Biblia și numai Biblia, și Spiritul profetic sau doar Biblia fără spiritul profetic. Aici, ideea este că e un canon. Și pe baza acestui canon închis, este definit cum trebuie să fie căsătoria, cum trebuie să te îmbraci, cum trebuie să mănânci, ce trebuie să faci și mai departe și conformarea rigidă la acest canon este mandatorie pentru a face parte din grupul respectiv și se prevede ca o salvare. De ce? Fiindcă lumea din afară e confuză, nu știu ce ți-e ce Așa că oricine este în afară este privit cu suspiciune. nu poți avea încredere de cei din afară. Lumea este vrăjmășie. De fapt, tot ce apare nou în știință sau orice expresie artistică nouă, orice instituție nouă, care contrazice canonul, este privită nu ca ceva accidental, ci ca pe un complot împotriva canonului. De ce a apărut teoria lui Darwin? Din că oamenii sunt împotriva Bibliei. De ce s-a descoperit uh, un craniu de Australopitocus undeva în Africa? E o chestie fabricată că oamenii sunt împotriva Bibliei. Totul e un complot. Uh, de ce uh, un astronom descoperă, nu știu ce, radiație primară de la Big Bang, a, ah, fiindcă e un complot împotriva Bibliei, totul este un complot. De ce are loc cu tare sau cu tare mișcare? E un complot împotriva Bibliei. De ce aparta aduce noi ale Bibliei? Fiindcă e un complot împotriva Bibliei, ca să fie distrusă King James, Biblia King James, care este inspirată, mă rog, și de aceea aparta noi și cine e spătarul pe în Iluminație, sunt este Papa și așa mai departe. De ce a fost 11 septembrie? Păi este un complot tot împotriva Bibliei, ca în ultimii s să aducă o persecuție împotriva Bibliei. Deci toată această paranoia, toată lumea din afară e periculoasă. Și ca să știi cine e în afară, cine e înăuntru, ai nevoie de anumite criterii care nu sunt universale, nu sunt etice pe natura lor, nu sunt nici măcar teologic universale creștine, ci sunt foarte, foarte sectare, foarte cultice. Pentru că cu cât sunt mai înguste, cu atât știi mai sigur că da, ăștia sunt ai noștri, și ceilalți sunt ai lor. Și ca atare, uh, ideea enclavei canonice uh, nu ține neapărat doar de Biblie. Vreau să zic, mai ales în Noul Testament, în, în contextul Noului Testament, e greu teologic să faci așa ceva. Ci sunt și de alte texte. Sunt anumite interpretări, uh, anumite uh, paradigme de interpretare care sunt oferite. Dar ideea este în principiu aceeași, de a trei după un text încheiat. La care nu se adaugă nimic. Tot ce apare nou în știință, orice idee nouă apare despre sexualitate. Oh, mă scuzați. Despre sexualitate, despre căsătorie, despre statutul femei, despre știință, despre evoluție, despre Big Bang, despre orice altă idee, mă rog, orice expresiune artistice, stil de muzică nou care apare și îmbrăcăminte și. Ce vreți dumneavoastră? Alimentați și așa mai departe. Orice poate să apară nou, din start este respins pentru că nu poate să intre în canon. Și când ceva nou este acceptat, un exemplu, heliocentrismul, a fost acceptat, dar după ce au găsit două, trei texte care să da, era în canon, mult timp că și ne-au spus că dinozaurii sunt, sunt uh, uh, o farsă, că nu, nu au existat dinozauri și toate fusele sunt o farsă, până la urmă, când n-au mai putut face față evidenților, au găsit un text neguat, uite aici am vorbit despre dinozauri. Vezi? Deci, Biblia spune despre dinozauri. Nu crezi în ceva până nu găsești un text biblic. Și interesant este că asta se face și cu instituții sociale. O, oh, da, sunt împotriva sclaviei, fiindcă Biblia e împotriva sclaviei. Bineînțeles că Biblia nu e împotriva sclaviei. Și mult timp creștinii au spus că Biblia este pentru sclavie. Dar nu acceptăm că sclavia nu e bună până nu găsim un text în Biblie care să susțină ideea noastră. Mai nu suntem și pentru egalitatea între sexe. Dar tot fiindcă am găsit un text în Biblie care să susțină poziția noastră și nu e niciun secret că unii caută texte pentru homosexualitate. De ce? Ideea este că dacă există un text în canon, este ok. Dacă nu există un text în canon, este în afară. Nu, nu se aplică la legea naturală, la relațiune, la știință, ci numai la, la, canon. Așa că trăim într-o enclavă biblică. Cine trece într-o astfel de enclavă a cărții, o religie a cărții, mi-aduc aminte, dacă vreți să fac, povestesc ceva comic, eram în Megidia, într-o stație de autobuz, și era acolo o turcoaică care vorbea cu niște femei. Uh, și atrăgeam și cu Rechia și spunea că turcoaică sunt trei cărți. Una a fost dată lui Moise, una a lui Mohamed și alta adventiștilor. Și noi, întreabă femeia, voi ortodoxi și voi n-aveți nimica, a răspuns femeia. Uh, ideea uh, că există religia ale cărții și ce e interesant că islamicii consideră pe adventiști o religie a cărții, mai mult decât pe uh, alte culte neoprotestante sau protestante, din motive care sunt lesne de înțeles. Ideea unei religii a cărții care își definește toată viața, orice concepție științifică, filozofică, teologică, orice practică a vieții, după o carte, o carte care este închisă, la care nu se mai poate adăuga nimic, creează acea tehotomie a exilului. Sunt acasă doar în Biblie. Nu mintezează nici literatura, nici filmul, nici muzica, nici artă, nici știință, nimic, nimic, nu cereți nicio altă care nu mai Biblia. Și în Biblie sunt acasă și lumea ne pare periculoasă. Simțământul acesta se autoperpetuează. Ți-e frică de lume. Dacă ți-a ți exoscheletul și te prăbușești. Ți-e frică că toată lumea complotează, toată lumea vrea să distrugă Biblia, vrea să-ți distrugă ție locul tău de adăpost. Sunt străini și călători în lume, nu lua de la mine poruncile tale, da? Tot ce am este Biblia. Toată lumea este străină. Acest simțământ generează, de fapt, o anumită relație emoțională cu lumea. În sensul că adevărata lume este cea trimită de Biblie. Lumea în care trebuie acum este doar o paranteză, este un exil. Și, până urmă, trebuie să piară. Și nu am niciun simțământ față de ea. Așa a pierit lumea lui Noie, așa a pierit Egiptul, așa a pierit uh, Sodoma și Gomora, așa a pierit Cananiții. Lumea aceasta se va sfârși. Luați Apocalipsa, de exemplu. Apocalipsa este o repetare istoriei Exodului. Am fost odată un episod din South Park în care faraon se dea cu fiul său și fiul său spunea, tată se spune că toți sunt în sunt aici, nu vor fi omorâți noaptea aceasta și ce fiule. Dumnezeu nu face așa ceva. Nu acesta e Dumnezeu la care ne închinem noi. Și tată, uite, cad broaște și mor. Fiule, Dumnezeu nu omoară broaște. Dumnezeu a creat viața, Dumnezeu susține viața. Dumnezeu nu preface nilul în sânge. Dumnezeu nu poate fi în spatele la aceasta. Și până la urmă toate se întâmplă. Ce mi s-a părut uh, interesantă în ideea aceasta? Noi susținem această retorică că Dumnezeu e bun și este pentru viață și pe, protejează chiar și animalele și din cauza asta nu, evoluția nu e adevărată, că Dumnezeu nu putea folosi moartea ca proces de creare în procesul de, de, creație. Dar în același timp, privind cu foarte multă ușurință, să zic, uh, omurile antilor născuți a Egiptului, plăgile din Egipt, masacrul caraniților, la sfârșit masacrul întregii lumi, nimicirea întregii lumi, nu vom vărsa nicio lacrimă, vom strigale lui, ne vom bucura, ne vom alța la cer și nu vom avea niciun simțământ, văzând pe celălalt cum ard. De unde vine acest sentiment? În principiu este o repetare, este a exodului, acea reversiune a tuturor valorilor, noi și lumea, noi suntem versul lumii, Il mondo è verso nostro. Jehovah è poteva la tua zei, tutto zei sono contro la tua Jehovah. Quindi sono valori differenti. Insomma, cano, il canone inchiato, il canone verbale, l'enclava verbale in cui ci chiude, uh, fa, pune una certa distanza dall'immagine. In che senso? Nel momento in cui deve tutto è percepito attraverso un'interfaccia verbale, diventa tutto di non astratto. Niente non l'immagine è interzista. Uh, sunetul, drama, tot ceea ce e paraverbal, ce e neverbal, este interzis. Totul este perceput doar prin textul canonului. Și acestea sunt familiare. Sunt omorâți cananiții, întâi în cele șapte plăgi, vine domnul, arde totul un foc, focul cel veșnic. Toate acestea sunt atât de banale, atât de des uh, uh, repetate. Și în afară lor nu există nicio realitate. Orice realitate este percepută prin această interfață. Și aceasta creadă, creează o ruptură cu lumea. O ruptură uh, uh, care chiar exprimată în mod pios în această dihotomie: Noi și lumea, să nu fi ca lumea, să nu fi lumea să nu urmezi lumea, să te separi de lume în îmbrăcăminte, în tot ceea ce faci, să fii să, cu cele mai deosebi de lume și așa mai departe, întrebare retorică. Și această lume este doar o anexă la o propoziție din canon. Ceea ce va arte, ceea ce va pieri, ceea ce se va nimici, mândrie. Idolatrie, ceea ce sclipește, false valori și așa mai departe. Deci nu exista, poate exista nimic de valoare în afara canonului. Și lumea iese în afara canonului pentru că canonul ne așează în afara lumii. Noi trăim într-o enclavă biblică, în afara lumii. E bine, v-a spune ceva, pe așa e normal? Nu, nu așa e normal. Este un proces psihologic sau social care duce acolo. Dar nu este deloc normal. Și în ultima instanță, nu acesta este creștinismul, vreau să spun, această închidere în literă. De fapt, dacă vreți să amintesc un singur text al lui Pavel, este vorba despre închinarea la literă, cultul literei de care Pavel vorbește și de care el spune că aduce duce la moarte. Însă nu, nu avem acum timp să ne ocupăm de aceasta. Aș vrea doar să ne introspectăm, să intrăm în sufletul nostru, să ne întrebăm de ce ne temem de lume. De ce ne temem de ceea ce e nou? De ce ne temem de informații noi? De ce ne temem de ceea ce e frumos, de, de viață? O, oh, pot veni multe lucruri rele, multe lucruri periculoase. Oare femeia turc, din Turcia care juce copiii să fie educați de ISIS, unde cu siguranță că sunt în să mai fie și bombardați, de ce se teme? Se teme că sunt lucruri rele în lume și acolo va fi închis. La fel ca mama care își trimite copilul la Heartland sau într-o enclavă din aceasta de școală biblică, de enclavă, Egeoid, Biblie, Spiritul Provedic, mai știu eu ce, cum există destul de multe în, America și chiar în România, din când înțeleg mai nou, sau care își homeschool copiii ca să-i protejeze de influențele culturale, sau care nu-și lasă fata să citească nimic, sau nu-și lasă băiatul să fie într-un club sportiv, să zic, să joace cu mingea, toate acestea sunt o, ec, o, un refugiu din lume în care te simți călător, într-o enclavă verbală care devine uh, toată lumea ta și care, de fapt, cum spune Pavel, în ultima instanță, te izolează chiar de viață. Aduce moartea, te separă de viață. Când Pavel spune spiritul, putem traduce viața. Viața adevărată nu se reduce. Dacă există un adevăr pe care l-am înțeles foarte bine filozofii greci, mai ales Socrate și Platon și alți filozofi din timpul nostru ca Jacques Derrida, este faptul că niciun text, în ultimă instanță, nu exprimă viața și nu poate exprima adevărul. Orice text ajunge să se contrazică pe sine însuși. Ajunge la o stare de aporie. Viața merge înainte și lasă textul în urmă. principala problemă, există luc multe lucruri bune în canon, chiar și în Coran există lucruri bune și există lucruri, multe lucruri bune în Ellen White, de exemplu. Mi-am văzut foarte multe lucruri bune din Ellen White. Însă, atunci când ceva devine închis, un text devine închis, nu mai poți adăuga nimic la el, devine o frână. Și când te limitezi la un text, de fapt însemnează moarte. Este ceea ce Pavel numește slujba aducătoare de moarte a literei. Vă mulțumesc, ne revedem data viitoare, la revedere!